Bună seara, dragi telespectatori, vă spunem și în această duminică seară la emisiunea Cuvântul care zidește. Ne aflăm în Duminica Floriilor, seara, când vă propunem din nou o întâlnire cu emisiunea Cuvântul care zidește, dar mai ales cu Cuvântul Sfintei Evanghelii din Duminica de astăzi, din Duminica Floriilor, și numai puțin o incursiune în ceea ce înseamnă Duminica Sfintelor Florii și Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos, care începe odată cu Denia din această seară. Cu bucurie vă anunț invitatul nostru din această duminică seară, Preacucernicul Părinte, lector universitar doctor Adrian Covan, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timișoara și slujitor la parohia Giroc, județul Timiș. Părinte profesor, bine ați venit și vă mulțumim că ne onorați cu prezența. Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Este o bucurie pentru noi să vă avem chiar în această duminică deosebit de importantă, Duminica Floriilor, pentru a ne împărtăși un cuvânt de folos din Sfânta Evanghelie de astăzi și din semnificația, cum ziceam adineaori, din semnificația zilelor care preced Marele Praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos de peste o săptămână. Părinte profesor, haideți cu permisiunea dumneavoastră să începem cu textul, văd că aveți Sfânta Scriptură deschisă, întotdeauna la dumneavoastră, cum ne-am obișnuit și la facultate, și să avem o incursiune împreună în textul Sfintei Evanghelii din această duminică. Deși toate cele patru evanghelii zugrăvesc momentul acesta festiv al intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta Cetate a Ierusalimului, totuși părinții bisericii au rânduit să se citească în cadrul liturgiei de astăzi din textul Evangheliei după Ioan, din capitolul 12, câteva versete, nu sunt multe, dar încărcate de semnificație duhovnicească și istorică cu privire la praznicul pe care îl traversăm. Și anume, de la versetul 12 la versetul 17, a doua zi, mulțime multă care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit în întâmpinarea lui strigând: Hosana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Și Iisus, găsind un asin tânăr, așezut pe el, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii săi la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru el și că acestea i le-au făcut lui. Deci, da mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Iată contextul duminicii de astăzi, este generat de
unul dintre cele mai marcante evenimente din viața pământească a Fiului lui Dumnezeu făcut om, și anume învierea din morți a prietenului său Lazar din Betania, cu o zi înainte de prasnicul intrării sale în Sfânta Cetate. Și ați văzut că mulțimile practic s-au alăturat ucenicilor, copiilor, că o să vedem și câteva clișee din celelalte evanghelii, mă refer la corolarul istoric sau la evanghelile sinoptice, Matei, deci toate evangheliile, ați zis, toate evangheliile, da, eveniment. Matei capitolul 21, pentru cei care doresc să deschidă Scriptura și să lectureze, Matei capitolul 21, Marcu capitolul 11, Luca capitolul 19 și Ioan, din care am citit adineauri, capitolul 12. Din moment ce patru evangheliști zugrăvesc, și o să vedem că sunt chestiuni specifice fiecăruia, care ține de optica personală, dar care împreună portretizează la comun evenimentul asupra căruia ne abatem cu discuția. Ce vreau să vă spun, învierea lui Lazar este de fapt evenimentul profetic cel mai abundent al învierii Mântuitorului. Și aceste învieri, cele trei învieri despre care ne vorbesc evangheliile, învierea fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei din Ain, respectiv învierea lui Lazar, conduc la tema centrală a învățăturii mesianice, și anume învierea lui Hristos și învierea noastră. Pentru că Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni capitolul 15 ne spune că dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința noastră, toată credința, totul se zdruncine, totul se macine, totul își pierde valoarea, respectiv la ce folos se mai propovăduiește Evanghelia în biserică și în afara ei. Deci miezul, nucleul, sâmburele învățăturii creștine este învierea Fiului lui Dumnezeu. Acum, părinte profesor, iubiți telespectatori, sunt inventariate câteva elemente care au o semnificație aparte în acest tablou plin de culori și de lumină al intrării Mântuitorului în Ierusalim. În primul rând, vedeți, clima Țării Sfinte este una total diferită de clima țării în care noi viețuim, de clima României. Și anume, mulțimea ucenicilor, la care s-au alăturat copiii și parte mare din populația ierusalimiteană, nu l-au întâmpinat cu flori, cu salcie, așa cum îl întâmpinăm noi pe Mântuitorul în liturghia de la flori, ci l-au întâmpinat cu ramuri de finic. Mulți vor întreba ce este finicul. Finicul este unul dintre copacii reprezentativ pentru clima exotică a țărilor africane și asiatice, mă refer la Orientul apropiat și mijlociu, mai pe românește spus curmalul, pentru că mai găsim în alimentările noastre curmale. Fructele, fructele se găsesc. Sunt foarte sănătoase și în același timp foarte consistente, sunt foarte hrănitoare. Curmalul are o înălțime considerabilă, între 15 și 25 de metri, dar să știți că frunzele sunt mai mari decât o barcă, între 3 și 5 metri lungime are frunza curmalului. Are forma palmei, de aia se numește palmier, și vă dați seama că nu era o muncă ușoară să poți să depănușezi curmalul de aceste frunze și mai ales să le întins înaintea Mântuitorului, împreună cu hainele. M-am gândit că ucenicii, copiii și parte masivă din populația cetății i-au întins cumva covorul roșu. Și să știți că curmalul acesta este un arbore imperial, datorită grandorii, al mărimii și a gustului fructelor. Aceasta ar fi o parte, să spunem așa, din simbolistica tabloului de florii, dacă derulăm filmul istoriei acum 2000 de ani. În egală măsură este prezentă o
vietate, un animal cunoscut și bănățenilor. Și pentru că ați amintit faptul că slujesc la parohia Giroc, să știți că Girocul pe vremuri se și numea satul cu măgari, pentru că populația avea foarte mulți măgari cu care transporta produsele lactate spre Timișoara, spre oraș. Să știți că, și acum vă rog să mă îngăduiți, măgarul nu apare doar în textul Evangheliei de astăzi. Mântuitorul trimite doi dintre ucenici să dezlege de la iesle un asin tânăr, un măgar tânăr, și dacă cineva întreabă ce fac ei cu măgarul, să spună că este pentru Domnul. Deci, iată din nou implicația profetică a Mântuitorului. Și ce credeți dumneavoastră? Îl găsim prezent la două personaje care au marcat istoria și spiritualitatea poporului evreu, la patriarhul biblic Avraam, respectiv la marele proroc Moise, cel care a eliberat poporul ales din robia egipteană. Și acum vă rog să-mi permiteți, pentru că sunt niște chestiuni foarte interesante care ne poziționează cu fața spre acest praznic, Duminica Pătimirilor, cum se numește, pentru că de astăzi încolo Mântuitorul, treaptă cu treaptă, pas cu pas, urcă cărarea anevoioasă a dealului Golgotei. În capitolul 22 din cartea Facerea, ni se precizează următorul aspect. Sculându-se deci Avraam dis de dimineață, a pus samarul, adică șaua, pe asinul său și a luat cu el două slugi și pe Isaac fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi grăise Dumnezeu. Este vorba de muntele Moria, unde Dumnezeu i-a cerut patriarhului Avraam să-l jertfească pe singurul său fiu, pe Isaac. Iată chipul jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, profețit încă de la începuturile umanității. Foarte interesant, aici găsim nu cuvântul măgar, ci cuvântul măgarul. Este un articol hotărât. În limba ebraică, la măgarii se spune hamor, care vine din substantivul Homer, ce înseamnă materie sau substanță, arătând că măgarul acesta, fiind un fel de patriarh al materiei, este cel care face trecerea de la lumea palpabilă, de la lumea simțurilor, la transcendența lui Dumnezeu, adică la tărâmul spiritual, trecerea de la materie la duh. Măgarul, vedeți, nu un măgar, ci măgarul articulat fiind, ne duce cu gândul la măgarul pe care Mântuitorul Iisus Hristos a șezut când a intrat în Cetatea Sfântă. Și se mai întâmplă un lucru extraordinar pe care îmi doresc foarte mult să-l amintesc, și anume în momentul în care au ajuns la muntele Moria, a coborât Avraam cu Isaac de pe măgar, măgarul a fost dat, încredințat să fie priponit celor două slugi, după care patriarhul Avraam îi pune în spate fiului său Isaac, ce credeți dumneavoastră? Lemnele de jertfă, crucea. Lemnul crucii. Iată, Tatăl Ceresc îi pune Mântuitorul Iisus Hristos acum la intrarea în Ierusalim, deja se portretizează, se prefigurează crucea așezată și în spatele Mântuitorului, dar să știți că și pe spatele măgarului. Așa se spune prin tradiție că a rămas crucea imprimată, probabil da, pe spatele măgarului. Și aici, dacă mi se permite, o scurtă istorioară care conține o brumă de haz.
măgarul acesta care l-a transportat, să spunem, pe Mântuitorul în Cetatea Sfântă, după episodul în cauză, întorcându-se la mama lui, a spus: vai, am trăit astăzi un miracol. Atâtea guri mă lăudau, mă ovaționau, atâtea mâini mă aplaudau. Mamă, nu-ți vine să crezi. La care mama îi spune: te rog frumos, mai du-te odată. Și intră în Ierusalim. Și când s-a dus în Ierusalim, a intrat a doua oară în cetate, majoritatea oamenilor cu care s-a întâlnit au început să-l repudieze, să-l lovească cu piciorul, copiii să arunce cu pietre în el, și atunci s-a întors plângând la mama lui: neștiind ce se întâmplă. Iar mama i-a răspuns: fără Iisus nu ești decât un biet măgar. Foarte frumoasă istoria. Da, da. Mă gândesc că și noi oamenii, fără Iisus, Domnul, nu suntem decât niște făpturi de humă. Niște muritori. Da, sortite neantizării, și anume trecerii în neființă. Iisus este Cel care ne menține în ființă și care ne va trece în marea ființă, care culminează odată cu trecerea noastră prin moarte. Așa, acum, dacă mă îngăduiți, un fenomen similar s-a întâmplat și în viața marului proroc Moise, și anume când acesta decide, având poruncă de la Dumnezeu, să se întoarcă în Egipt și să extragă poporul din acel labirint al suferinței din țara Egiptului. Și anume, ce s-a întâmplat, Moise, aș putea să deschid repede, dacă mă îngăduiți, la Cartea Ieșirea, în capitolul 4, versetul 20, luând atunci femeia și copiii, Moise i-a așezat pe Asin și s-a întors în Egipt. Și aici foarte interesant, fiecare conducea propriul Asin, zice că Moise în mâna sa ținea toiagul cel de la Dumnezeu. Toiagul acela, un toiag de lemn, prefigura crucea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a ținut-o pe palmele sale. După cum a prefigurat și șarpele. Și șarpele. Șarpele în pustie. Vă rog să mă credeți, de foarte multe ori când citesc anumite pasaje din Vechiul Testament, eu mă regăsesc în Noul Testament, de fapt. Atât de întrepătrunse sunt cele două așezăminte ale Bibliei, legea veche, respectiv legea nouă sau a Harului, Noul Testament, încât, de fapt, noi și spunem că avem o singură scriptură sau un singur cuvânt descoperit sau revelat. Însă profeția cea mai învederată, cea mai limpede, cea mai diafană sau transparentă este cea din cartea profetului mic Zaharia, capitolul 9:9, unde scrie negru pe alb: bucură-te, fiica Sionului. Sigur că sfinția voastră citați acum din memorie, știți, da, dar să, mă gândeam să și, da, să și citim efectiv, deși da, sunt convins că știți. Bine, dar dacă citim, puteți găsi direct acolo, să lucrăm, da, da. După cum ați indicat inițial, poate că unii dintre cei care ne urmăresc chiar pot răsfoi Sfânta Scriptură. Zaharia, capitolul 9, versetul 9, dar numai să ajung la... Așa. Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, că iată împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe Asin, pe mânzul Asinei. Sau pe mânzul celei de sub jug, mai apare în alte versiuni. Vedeți, aici sunt indicate câteva părți din profilul duhovnicesc al Mântuitorului, pe de o parte drept și biruitor, dreptatea și biruința care aparțin prin excelență firii sale dumnezeiești, iar pe de altă parte blând și smerit, vedeți, firea umană a Mântuitorului. Nu știu dacă creștinul de astăzi mai profilează în propria persoană blândețea și smerenia. Să mă iertați, cred că de multe ori sunt pe cale de, socotesc că sunt pe cale de dispariție aceste două virtuți, blândețea și smerenia, fără de care nu ne putem mântui. Și apropo de smerenie, pentru că smerenia este cea mai fecundă virtute
Sfântul Antonie cel Mare, la începutul secolului IV, spune atât de frumos că am văzut pe pământ toate cursele vrășmașului întinse de la o margine până la cealaltă a lumii și deasupra o singură cărare pe care putem trece, numele acelea fiind smerenia. Sau îmi vine în minte cuvintele unui mare ascet al Georgiei, Sfântul Gavril Georgianul, cel nebun pentru Hristos, care spune așa: bunătatea ne deschide ușile raiului, blândețea ne va introduce înăuntru, nu, iertați-mă, smerenia ne va introduce înăuntru, iar dragostea ni-l va arăta pe Dumnezeu. Vedeți? Bunătatea, smerenia și dragostea. Conjugate, da? Ne conduc cu siguranță în cămara împărătească a împărăției fericite. Iar după cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, milostenia spală toate păcatele. Milostenia spală. Sigur că milostenia este partea practică sau aplicabilitatea dragostei, pentru că este cea despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel, credința lucrătoare prin iubire. Vedeți? Prin iubirea jertfelnică și dăruitoare. Sigur. Da, dăruitoare față de semeni. Cam aceasta ar fi partea ce ține de corolarul profetic, de salba profețiilor ce încurunează momentul magistral al intrării Mântuitorului. Acum gândiți-vă la faptul că este totuși o chestiune paradoxală. Cei care au strigat, l-au aclamat pe Fiul Dumnezeu prin arhicunoscuta formulă Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Textul acesta este un text din Psalmi, Psalmul 117. Aș putea să citesc, dacă... Psalmul 117, versetele 25 și 26, O Doamne mântuiește! Așa s-ar traduce Osana, O Doamne mântuiește, O Doamne sporește, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Cei care citesc regulat catismele psaltirii sunt cu siguranță obișnuiți cu acest stih psalmic. Vedeți? L-au socotit, l-au recunoscut a fi împăratul lui Israel. În alte versiuni evanghelice mai apare slavă întru cei de sus, celui care vine într-un numele Domnului, dar gândiți-vă că aceeași populație la un interval de numai 5 zile nu va mai striga O Doamne mântuiește-ne, ci O Doamne osândește-te sau O Doamne te osândim. Ial, răstignește-l. Da. Ial, răstignește-l. A fost conferința Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Ioan joia trecută la Academia Română și la finalul conferinței aș putea spune ca un fel de moto, însă așezat la final, au fost cuvintele Părintului Mitropolit care sunau așa: Hristos ne-a așezat în Sfânta Treime, pentru că înălțându-se cu trupul omenesc și cu firea omenească îndumnezeită, ne-a așezat între Tatăl și Duhul Sfânt. Vedeți? El stă în mijloc, între Tatăl și Duhul Sfânt. Iar noi, ticăloșii, păcătoșii, oamenii lipsiți de minte, l-am așezat între doi tâlhari. Mă gândesc, nu știu, eu cred că cuvintele acestea sunt un rezumat al Evangheliei, de fapt. Dar cum s-ar explica, Părinte Profesor, totuși că ziceți și recunoaștem că a fost această trecere la un interval de numai câteva zile? Oare oamenii sunt așa de ușor influențabili sau s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva și a putut să determine această metanoia în sens negativ?
a acestor oameni? Lipsa de recunoștință, care, nu știu, deschide cartea neomeniei. Titlul cărții neomeniei se numește Lipsa de recunoștință. Nu suntem recunoscători. Și asta se vede din relațiile interumane. Uităm binele pe care ni l-au făcut unii și alții, sau dacă cineva îți face de 99 de ori bine și odată prin absurd nu-ți face rău, nu poate să-ți facă bine, că îl depășește situația, aceea o ține minte, să știți. Nu cele 99 de momente în care am fost ajutați de persoana respectivă. Tulburător. Nu spun cutremurător, ci tulburător. Apropo și de pilda celor 10 leproși. Da. Păi, părinte profesor, mă uit în orice comunitate creștină. Să zicem, într-o localitate viețuiesc 500 de persoane. Vă rog să mă credeți că se păstrează proporția aceasta sau procentul acesta pe care îl indică Domnul Hristos în Evanghelie, ceilalți 9 unde sunt. Din 10, 1 participă, dacă participă, dar cam asta este proporția la Sfânta Liturghie, pentru că noi uităm că taina Sfintei Împărtășanii, cuvântul provenind pe filieră greacă, efharisto, verbul efharisto, înseamnă a mulțumi. Noi mergem acolo să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care El ni le dăruiește în mod necondiționat, pentru că Dumnezeu are o iubire necondiționată. Sănătatea sufletului și a trupului, înțelepciunea pruncilor la școală, bună înțelegerea în familie, între soți, între părinți și între copii, o pâine albă pe masă, adică un loc de muncă. Gândiți-vă, părinte profesor, iubiți telespectatori, câți confrați de ai noștri nu au aceste daruri, nu se bucură de aceste daruri. Unii nu au o pâine pe masă, ci caută prin tomberoane, alții nu au o pernă sub cap, ci dorm prin canalele orașului sau pe băncile parcurilor. Câți nu au familia acasă, au copiii la mii și mii de kilometri distanță de ei și vă spun, li se usucă ochii cât plâng, pentru că fereastra aceasta a internetului este insuficientă pentru a apropia inimile degeaba. Cât am încercat noi tot felul de surogate, de versiuni mai moderne sau mai facile. Cât de mult s-ar dezvolta tehnologia care ne facilitează așa ceva. Sigur. Ca să ne vedem instant, oriunde am fi pe glob. Nu pot să substituie îmbrățișarea și sărutul. Niciodată! Niciodată! Și știți foarte bine cât am suferit în perioada pandemică, pentru că n-am avut studenți aproape. Chiar dacă informația a curs și poate că dintr-un punct de vedere a curs mai bine, în sensul că e mult mai ușor să te conectezi prin perdeaua internetului decât să te conectezi față către față. Palpabil vorbind. Așa este. Știți? Bun. Acum aș vrea să revin la intrarea Mântuitorului în Ierusalim. La acest tablou, că ați vorbit despre un tablou cu mai multe elemente. Cu mai multe elemente și să mai adaug un element, răutatea și invidia cu care ne-am obișnuit de altfel, partidelor religios-politice din vremea Mântuitorului, în speță fariseii și saducheii, la care se adăugau și cărturarii. Vedeți, dumneavoastră, învățătorul le ceartă-ți ucenici. Și Mântuitorul avea să spună ceva cutremurător. O să vă explic imediat despre ce este vorba, pentru că există mai multe direcții de analiză, de exegeză a cuvântului Mântuitorului, și anume, dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Cum să strige pietrele? S-ar întreba pe bună dreptate telespectatorii noștri, că doar piatra nu are gură și nici glas. Credem noi asta. Din punct de vedere științific, toată materia este vie.
pentru că este penetrată fortifiant de Duhul lui Dumnezeu, cel care o animă și care o susține. Și care, dacă vreți, a făcut acest transfer al energiilor lucrative în materie. Duhul lui Dumnezeu este un izvor care reverberează, din care curge necontenit energia creațiunii și a susținerii în viață a întregii materii. Dogmatic, teologic vorbind. Dar pe de altă parte, aluzia pe care Mântuitorul o face se referă la creștini. Cu durere în suflet o spun, în momentul acela poporul evreu avea inima de piatră. Era împietrit. Și Sfântul Apostol Petru, dacă mă îngăduiți în prima sa epistolă sobornicească, capitolul 2, versetul 5, spune următoarele cuvinte. Să vedem cine sunt pietrele despre care Mântuitorul vorbește. Și voi înșivă să fiți ca pietre vii. Zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Iată pietrele vii, pietrele care strigă. O Doamne, mântuiește-ne! Osana! Vedeți? Noi strigăm în fiecare rânduială publică a bisericii, dar și în rugăciunile particulare, O Doamne, mântuiește-ne! Asta pe de o parte, dar pe de altă parte, Matei capitolul 27 are să ne pune un pic pe gânduri. Și poate că o să curgă, dacă vreți, o coadă de lacrimă la marginea ochiului, pentru că mi se spune așa, în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce, catapeteasma templului, versetul 51 din Matei 27, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Iată că au strigat pietrele. S-au despicat de durere, părinte profesor, pentru că întreaga creație a pătimit cu Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Întreaga creație s-a cutremurat de durere. Umanitatea? Deci totuși, până la urmă, pietrele au strigat. Au strigat pietrele. Și au mai strigat pietrele și a treia oară. Să știți că nu mă aparțin mie, tâlcuirile sunt ale Sfântului Nicolae Velimirovici, care are un material despre această strigare a pietrelor atâta timp cât cei care trebuiau să-L aclame pe El ca fiind Dumnezeu au tăcut. Și iată că materia neînsuflețită a ajuns să grăiască în locul materiei însuflețite. Părinte profesor, au mai strigat pietrele și a treia oară. În anul 70, când a fost dărâmat Ierusalimul, piatră pe piatră nu va rămâne pe tine, a spus Mântuitorul. În Luca 19 găsim momentul acesta în care, după ce a intrat în Sfânta Cetate, Mântuitorul, aflându-se, dacă vreți, într-o poziție panoramică, plânge, este a doua oară când se confirmă că Mântuitorul plânge în textele evanghelice, iertați-mă, în capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, când plânge pentru prietenul Lazar care a dormit, respectiv acum când plânge pentru Sfânta Cetate. Și cu multă durere în suflet Mântuitorul a pronunțat, dacă vreți, modul în care cetatea își va pierde strălucirea. A fost despuiată de strălucirea ei, pentru că în toate textele psalmice, Ierusalimul apare ca o perlă, ca o bijuterie, ca o coroană a creației lui Dumnezeu între toate cetățile și orașele pământului, dar de data aceasta a fost dezbrăcată de strălucirea ei atunci când generalul Titus, înconjurat de oștile romane în timpul împăratului Vespasian, ajungând la porțile cetății, au dat comandă ca aceasta să fie dărâmată. A fost Ierusalimul, a rămas doar zidul plângerii, ați văzut și Sfinția voastră că ați fost în Țara Sfântă. Zidul plângerii. Plâng pietrele și astăzi acolo. Zidul plânge, vedeți? Pietrele care strigă. Deci ele sunt însuflețite. Sigur că da. Din moment ce și strigă și plâng, au toate aceste manifestări. Sigur că da.
Da. Mă încearcă și gânduri așa de durere, pentru că începe săptămâna durerii. Parcă mă transpun în pielea Mântuitorului când cei pe care îi iubești, cei pe care i-ai ajutat necondiționat, cei pe care i-ai îmbrățișat, cei asupra cărora ai pronunțat felurite forme de vindecare, să se lepede de tine ca de o măsea stricată, să te arunce ca pe o cârpă nefolositoare. Și mă gândesc la un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Spunea așa, să iei aminte la oameni. Pentru că orbul, după ce își dobândește vederea, primul la care renunță este bastonul care l-a ajutat. Să fie oare și oamenii așa, ca orbii, care renunță la propriul baston, bastonul care, vă dați seama, le-a facilitat mersul și deplasarea și toate cele ale să verifice vieții de zi cu zi. Apropierea obiectelor ca să nu se împiedice. Da. Apoi copiii, nelipsiții copii care cu candoarea și cu gingășia nu doar a glasurilor, ci și a inimilor l-au recunoscut pe Mântuitorul și ne spun evangheliștii că l-au urmat în templu, pentru că intrarea aceasta în Ierusalim a continuat cu intrarea în templu. Mântuitorul merge glonț, direct în templu merge. Și începe, dacă vreți, marea războială cu ipocriții vremii, da? Care țineau legea lui Dumnezeu doar de formă, nu de fond. Și în templu, din nou, îi reproșează Mântuitorului că a pus copiii să îl laude, dar Mântuitorul le aduce aminte din nou despre Cartea Psalmilor. Psalmul 8:2, dacă îmi îngăduiți, sigur că ce da. Spune Mântuitorul, n-ați citit în legea voastră, spune el. Din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit lauda. Iată, textul. Textul care este, de fapt, tot o profeție, prorocie, da. O profeție. O profeție. Mă gândesc că mi-au rămas în minte pietrele care strigă, părinte profesor, și cred că telespectatorii noștri cunosc faptul că în foarte multe mănăstiri și biserici de pe întreg teritoriul ortodox al lumii, plâng icoane. Ar trebui să ne întrebăm de ce plâng icoanele. Și răspunsul ar fi acesta. Pentru că am încetat noi să mai plângem pentru păcatele pe care le săvârșim, fie cu faptele, fie cu vorbele, fie cu gândurile. Și îmi vin în minte cuvintele unui mare părinte al bisericii, cel mai mare părinte al apusului creștin, al creștinismului occidental, să spunem, fericitul Augustin, care a viețuit în secolul V, cuvinte care sună așa, regele David a păcătuit o singură dată și a plâns toată viața. Iar tu, omule, păcătuiești în fiecare zi și nu plângi niciodată. Iată cât de împietrită este inima și nu se digere, nu se consumă la nivelul conștiinței pocăința, așa cum o cere Mântuitorul Hristos. Pocăința care conține acest botez al lacrimilor. Cel puțin al lacrimilor interioare, părinte profesor, dacă nu exterioare, că mai devreme ziceați de codița unei lacrimi, dar poate fi și un plâns interior.
pe care nici acesta nu-l avem. Și un plâns interior, dar să știți că de câte ori plângem, sufletul nostru își actualizează botezul. Sufletul se purifică, se curăță. Sfinții părinți socotesc pocăința superioară botezului. Sfântul Ioan Damaschin, în dogmatica sa, enumeră 8 feluri de botez și spune că botezul lacrimilor este net superior botezului prunciei, adică intrării noastre prin taina botezului în calitatea de a fi membri ai bisericii și fii ai lui Dumnezeu. Îmi permiteți să le spun telespectatorilor o scurtă istorioare din Pateric? Doi ucenici ai unei mănăstiri mergeau la o altă mănăstire, la un av îmbunătățit, să se spovedească, spunem așa mai pe înțelesul tuturor. Drumul de la schitul unde viețuiau ei și până la mănăstirea unde trebuiau să ajungă pentru spovedanie dura mai bine de o jumătate de zi. Închipuiți-vă, în tot acest timp, unul dintre ei plângea necontenit. A plâns de la schit și până la mănăstirea respectivă, într-una. Iar celălalt mergea senin, pasiv, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ajungând la porțile mănăstirii, au fost întâmpinați de respectivul avă, părinte duhovnicesc, îmbunătățit, avea darul vederii cu Duhul, care urma să-i spovedească. Și a spus celui care a plâns tot drumul, ție vin o să-ți dau dezlegarea, iar celuilalt, haide să te spovedesc. Observați? Ce este de fapt pocăința? Ce este de fapt plânsul? Plânsul. Pentru că suntem acum în săptămâna plânsului, părinte profesor. Plâng pietrele cele vii noi creștini, plâng pietrele bisericii, zidurile bisericilor plâng, plâng și clopotele, totul plânge. Totul plânge văzându-L pe Fiul lui Dumnezeu străpuns pe cruce pentru păcatele noastre. Mă gândesc la filmul cel mai celebru care zugrăvește pătimirile Domnului Hristos, regizat de actorul american Mel Gibson, care între timp s-a convertit la ortodoxie și să știți că este un practicant, așa cum spunea Sfântul Sofronie Saharov, un creștin cu asceză, nu creștin fără asceză, adică cu exerciții. În general, părinte profesor, cei care se convertesc la o anumită vârstă au o râvnă mai deosebită. Da, și s-au pus bețe în roate la Hollywood, tocmai pentru faptul că a decis să-L urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar nu slava acestei lumi. Și mă aduc aminte în momentul în care Mântuitorul strigă, dacă vreți, eu cred că strigă din toate celulele creației, pentru că toată creația, cum am spus, a pătimit cu Mântuitorul, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În momentul acela este surprins în film o scenă memorabilă, o lacrimă uriașă, care cade. Exact. Lacrima patris, în limba latină, lacrima tatălui. Tatăl a plâns, a vărsat și el lacrima. De ce este cutremurător, de ce este înfricoșător, sau nu există cuvinte care pot să încadreze, dacă vreți, în spațiul lexical, evenimentul de pe crucea Golgotei. Gândiți-vă că Dumnezeu moare pe cruce. Acela este Dumnezeu, nu omul. Nu este un om acolo. Sau un simplu om. Este și om, dar este Dumnezeu. Dar persoana este a lui Dumnezeu, nu a omului. Pentru că dacă vorbim despre o persoană omenească, deja ne alăturăm ereziei lui Nestorie, combătută în 431, în secolul V, la Efes. Acolo nu sunt două persoane. Persoana aparține Fiului lui Dumnezeu veșnic, născut din veșnicie din Tatăl, în care este enipostaziată, cum spunem noi, adică însușită, asumată, spunem așa, asumată firea omenească și
trupul pătimitor al omului, întru toate asemenea nouă, că așa au conglăsuit sfinții părinți de-a lungul veacurilor, în afară de păcat. În afară de păcat. Deci vă dați seama ce taină este aceasta? Dumnezeu moare pe cruce? A venit Dumnezeu în lume să moară pentru om, părinte profesor, și omul nu vrea să-și ucide propriile patimi. Pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Sau propriul ego. Asta. Pentru Dumnezeu. O, Doamne, mântuiește-ne. Osana. Da, într-adevăr, iată, urma să vă întreb către o parte a doua și mai mult decât atât a emisiunii, să vorbim puțin despre momentele care au precedat, practic, răstignirea pe cruce a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu și moartea pe cruce, luarea de pe cruce și tot ceea ce a însemnat o mică istorie a mântuirii, o mică mare istorie a mântuirii până la momentul acesta definitoriu, după cum l-ați citat și pe Sfântul Apostol Pavel, care este învierea Mântuitorului Iisus Hristos din morți. Adică, practic, semnificația, Sfinția voastră, deja ați atins acest moment, acest subiect, semnificația istoriei mântuirii pe care noi o rememorăm an de an în Săptămâna Sfintelor Pătimiri și care culminează, desigur, cu ceea ce a zis și citând și fragmentul acesta din film, Patimile lui Hristos, în care o lacrimă cade din cer chiar pe cruce și chiar pe Mântuitorul. Eu m-aș opri, dacă mă îngăduiți, pentru că este de o importanță majoră momentul cu pricina și anume cina cea de taină. Pentru că dacă este să amintesc ce ne-a rămas de la Mântuitorul, ne-a rămas tocmai această cină de taină. La finalul Evangheliei după Matei, în capitolul 28, versetul 20, Mântuitorul, înainte de a se înălța la ceruri, le dă o poruncă apostolilor să meargă în toată lumea, să vestească Evanghelia Împărăției, să-i boteze pe cei care cred în numele Preasfintei Treim, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și îi asigură de rămânerea lui permanentă cu ei și cu noi, cu toți cei care vor crede practic prin cuvântul lor. Pentru că în Ioan capitolul 17, acolo în Ghețimani, Mântuitorul se roagă, este celebra rugăciune numită arhierească sau pontificală, pentru că Hristos este un pontifex, făcător de poduri, pontifex în latină, adică practic a creat o punte între cer și pământ. Și Mântuitorul spune că nu se roagă doar pentru cei 12, ci se roagă pentru toți cei care vor crede în El prin cuvântul lor, adică pentru toți creștinii care s-au adăugat la trupul lui Hristos, la biserică, secol de-a rândul. Așa, și la final Mântuitorul spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cum este Hristos prezent cu noi în toate zilele? Iată cum, prin celebrarea sau oficierea liturgică a cinei cele de taină. Și anume, când credincioșii aduc ofrandele, pâinea și vinul, care vor fi consfințite, vor fi prefăcute în mod tainic, dincolo de capacitatea noastră rațională de a percepe fenomenul, în însuși trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Este, iertați-mi un pic comparația, este exact ca și când ai mușca din mâna Mântuitorului. Adică Hristos este real, este prezent în mod deplin în elementele euharistice, în pâine și în vin. Și vă dați seama, părinte profesor și dragi telespectatori, de câte ori și noi, ca și slujitori, clerici, ne împărtășim, slujind uneori și zilnic Sfânta Liturghie, când este cazul, nu?
și cât ar trebui să fim demișcați, să plângem, cum a plâns părintele acela ce mergea de la schit la mănăstire, ca să ne dăm seama, cum ziceți dumneavoastră, că noi, de fapt, chiar ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, nu cu o materie, pâine, vin. Nu, și Mântuitorul, știți, din nou ajung la regula paradoxului, Mântuitorul ne așteaptă pe toți să ne împărtășim, pentru că uitați-vă câte concesii ne-a făcut Mântuitorul. De pildă, la cina cea de taină, deci e un aspect foarte important. Știa oare Mântuitorul că Iuda îl va trăda? Știa. Sigur că știa. Și totuși l-a împărtășit. Știa oare Mântuitorul că Sfântul Apostol Petru se va lepăda de el de 3 ori în curtea arhiereului Caiafa, dacă n-a fost dus la judecată? Știa. Că Petru, apostolul, s-a jurat și s-a blestemat pe sine însuși că nu-l cunoaște pe omul acesta, Petru, cel care, nu cu mult timp în urmă, la a treia vestire a pătimirilor, a fost cel care a spus: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iată, din nou, o comutare de neimaginat. De la credință la apostazie, la lepădare. Deci, nu vine să cred, vă spun. Nu vine să cred că omul este în stare de o asemenea bipolaritate, iertați-mă. Așa. Știa Mântuitorul că ceilalți ucenici îl vor părăsi, pentru că toți l-au părăsit. Da. Inclusiv mai era acolo un pui de ucenic pe nume Marcu, în casa căruia Mântuitorul a săvârșit cina cea de taină, care și el a fugit gol pușcă și a lăsat veșmântul, hainele, adică în mâinile celor care au venit să-l aresteze pe Mântuitorul. Deci Mântuitorul spune clar: bate voi păstorul și se va risipi turma. Deci toți l-au părăsit și totuși a împărtășit. Putea să le spună: mai uite, nu vă împărtășesc, pentru că voi peste câteva ore vă veți lepăda de mine blestemându-vă, jurându-vă că nu mă cunoașteți. Deși ziceau că și graiul, spuneau lui Petru, cum? Și graiul te vădește, nu? Da, că ești galilean, că ești unul dintre ei. Și cu toate acestea... Așa este. Și atunci îi îndemn pe credincioși în săptămâna care ne stă înainte să lase partea martei, adică activitățile gospodărești, să le treacă într-un registru secund și să ia cu asalt, pentru că în Scriptură se vorbește împărăția lui Dumnezeu să ia cu asalt. Sigur că da. Să ia cu asalt împărăția lui Dumnezeu pe pământ, care este biserica, să se spovedească sincer, cu căință și, foarte important, părinte profesor, iubiți telespectatori, cu dorința de îndreptare, pentru că degeaba îi spui medicului boala dacă nu trăiește în tine dorința de însănătoșire. Este vorba de a te vindeca. Păcatul este o boală, o rană care efectiv perturbă sănătatea sufletului. Trebuie să înțelegem. Și atunci pocăința aceasta devine funcțională, devine validă în momentul în care omul dorește regenerarea, renașterea spirituală, vindecarea firii pătimașe. Renunți, uite, sunt fumător, gata, am lăsat patima aceasta, mă îndeletnicesc prea mult cu băutura, gata, nu-mi cinstesc, nu-mi respect familia, înșelându-mi soția, gata. Gândiți-vă că este treapta cea mai de jos de spătimirea, dacă noi nu suntem în stare... fundația vieții creștine să o așezăm, pe ce vom clădi zidurile și acoperișul? Ce să mai zicem de urcușul duhovnicesc? Cum să te lupți cu gândurile, părinte profesor? Ce să mai zicem de scara sfintelor nevoințe, bineînțeles, de celelalte? Tu aici, jos, da. Fundația, treapta cea mai de jos, apateia, despătimirea, adică renunțarea la patim, la ceea ce te îmbolnăvește. Îmi vin în minte cuvintele marelui medic al Antichității, Hipocrate, foarte des citat, de Sfântul Vasile cel Mare, pe când acesta studia la celebra universitate din Atena. Hipocrate era o sursă vie de inspirație pentru Sfântul Vasile și nu pregeta, să știți, momente să trimită săgeți către monahii sau către creștini din vremea lui Sfântul Vasile, folosindu-se de aceste tehnicisme ale marelui medic Hipocrate. Și spunea așa: nu te grăbi niciodată să vindeci pe cineva până ce acel cineva nu este dispus să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit.
Eu cred că funcționează foarte bine și în cazul duhovnicilor. Dacă vezi că credinciosul respectiv nu vrea să renunțe, adică avem noi, părinte profesor, o zicală transformată într-un cântecel total greșită zicala asta, tot pe loc, pe loc, pe loc, să răsară busuioc. Nu e bine să batem pasul pe loc. Trebuie să facem progres, să urcăm pe scara nevoințelor, despre care ați amintit Sfinția voastră a Sfântului Ioan Sinaitu, treaptă cu treaptă, astăzi un pic, mâine un pic, din spovedanie în spovedanie, mai buni, mai plini de dragoste, mai milostivi, mai iertători, mai generoși față de oameni și, în definitiv, mai aproape de Dumnezeu. Părinte profesor, ați anticipat înainte să înceapă emisiunea că va trece foarte repede. Iată, a trecut, cred că am și depășit puțin timpul. Vă mulțumim pentru prezența în această seară împreună cu noi. Vă dorim sărbători cu pace, binecuvântate de Dumnezeu și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu, așa și de la tuturor. Mulțumim, dragii noștri, vă dăm întâlnire duminica viitoare împreună cu înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Ioan. Doamne ajută, săptămână binecuvântată tuturor!